spune mai mult când e vorba de costuri de calcul exact la costurile interne și conștientizarea beneficiilor financiare pe ale externalizării. Pentru că, acum, întorcându-ne la întrebare, cred că vorbim de deal-uri mari care fac deliciuri presei, care nu apar în presă, așa în prime. Aș vrea și să un deal mic cu externalizare completă, dar din păcate nu prea să... Însă, din experiența noastră în piață, noi fiind focusați pe companiile mijlocii, începând din 2001, într-adevăr, există perioada până în 2004, când la externalizare nu înțelegeau ce înseamnă. Lucrurile au început să schimbe și mai ales acum, în context de criză, oamenii se uită la costuri. Dacă înainte te duceai și le povesteai de creșterea calității, spuneau, sigur, da, e interesant, sună bine, da, aș vrea să fac, însă se uitau la venituri. Acum toată lumea se uită la altă parte a PNL-ului și la cheltuieli. Te duc la IT și te uită, nu înțeleg ce e acolo. Și evident că nu trebuie să facă, nu trebuie să înțeleagă ce înseamnă IT. Văd o cifră mare acolo. Văd o cifră mare. Challenge-ul este, din punctul meu de vedere, schimbarea mentalității și obișnuințe. Deci ți-a plecat un om de la IT sau ți-a plecat doi, ce ai de făcut? Așa la urmează un om de la IT. Sau, în sfârșit, ai un cost la IT, ăsta e costul, încerci să diminuezi salariul. Părerea mea este că în piață încă nu este conștientizată alternativa sau substituentul, spuneți-vă cum vreți. Și companiile nu o iau în considerare.